Sigur că ulterior accentul a căzut pe nebunia asta, că nu pot să numesc altcumva, legată de candidatura Dianei Șoșoacă europarlamentarul nostru, care, iată, a fost invalidată de către Curtea Constituțională și de aici s-au declanșat o serie întreagă de discuții, de luări de poziții. Chestiunea este încă de studiat și de a plecat asupra ei, câtă vreme Curtea Constituțională a motivat, bine, 30 de pagini motivarea, că așa e frumos să fie masa bogată, respectiva decizie. Știi? Și legat de asta s-a ajuns până acolo încât cele două mari partide care ci că asigură stabilitatea au început să-și dea au început să tragă cutunul unul celălalt. Vezi că aseară a apărut acea declarație halucinantă a domnului Ciucă, în care spunea că nu mai există coaliția. Da, dar adio, dar rămân cu tine. Dar la guvernare, nu? Că totuși trebuie să fii stabil. Dar de ce guvernează acum? Numai pentru stabilitate, ci pentru a opri evoluția nedemocratică în care se află România. Și sigur că de acum se arată cu degetul unul la celălalt referitor la ce s-a întâmplat la Curtea Constituțională. Și, într-adevăr, asta va necesita o analiză atentă, pentru că deja s-a ajuns la invalidarea unei candidaturi a unui cetățean, chiar dacă se numește și este cum este doamna respectivă, de către Curtea Constituțională. A mai fost schimbat cursul istoriei de către Curtea Constituțională, să ne aducem aminte de referendumul și la erata aia din apărută, nu se știe cum, peste noapte, tot la Curtea Constituțională. Deci foarte multe, foarte multe divergențe existente în politic, în administrația centrală și au ajuns să fie soluționate de către Curtea Constituțională, ceea ce nu este tocmai în regulă.